Președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur a anunțat că premierul Florin Câțu i-a confirmat într-o discuție telefonică că a ținut cont de solicitarea sa de a prevedea bani în bugetul anului 2021 pentru plata ratelor de capital și a dobânzilor scadente în anul 2021 la programul Utilități și Mediu la standarde europene pentru cele 57 de primării aflate în dificultate ca urmare a împrumutului pentru acest proiect. Gheorghe Flutur a adăugat că apreciază foarte mult deschiderea premierului față de problemele județului Suceava și era la curent cu această mare problemă a județului încă de anul trecut, când era ministru de finanțe. Gheorghe Flutur a ținut să-i mulțumească premierului Câțu pentru acest sprijin vital, pentru un număr mare de primării din județul Suceava.